Piața muncii din Buzău suferă în continuare, în ciuda numărului mare de șomeri înregistrat în bazele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, Buzău. Specialiștii spun că este vorba despre beneficiarii venitului minim garantat, în cea mai mare parte, o categorie socială pe care ei o numesc șomerii de lungă durată, o categorie care a devenit greu ocupabilă. Este termenul folosit de specialiștii în resurse umane. În Buzău, ultimele date arată că județul are numai puțin de 6.755 de șomeri neindemnizați, iar 90% dintre aceștia sunt beneficiarii venitului minim garantat. Mai mult decât atât, dintre aceștia, aproape 5.000 sunt oameni care nu au avut niciodată un contract de muncă. Ăștia sunt ajutorul social, da. Cât luați? Cât semnificați pe lună? Da, așa, depinde cât... A, banii care îi luăm de aici. Da, ajutor social. Păi cât este venit de persoană? 100 și cât este? 100? Cam așa, cam așa, da. Altceva? Cum vă descurcați cu acești 100-200 de lei pe lună? Păi haideți să vă spun că suntem, noi nu fumăm, nu consumăm altceva și mai crește și noi un porc, o pasăre acolo pe lângă casă. Mai asta, altceva nu, că... Doar cu venitul să nu vă puteați descurca. Ei, nu, 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 nu puteam să ne descurcăm. Mai ne ducem așa, dacă e, mai ne ajutăm. Mai munciți cu ziua. Și vă spun cinstit, dacă n-ar fi fost copiii să ne ajute copiii, nu. Foarte greu mă descurc cu banii, nu am... Mai muncesc cu ziua pe colo, pe colo, ce câștig, iau, dau pe mâncare, pe chestii de spă, de detergent, câți bani vă intră în casă, spune într-o lume? Nu iau decât alocația la copii, la doi copii. Și ce câștig eu? Ajutor social? Nu iau ajutor social, nu iau cantină, nu iau nimic. Doar atât. Dar ajutor social vă ajută dacă l-ați adea? Cu ce să mă ajute ajutor social dacă eu nu pot să fac nimic ca cu el? Cu ce mă ajută? Să mă duc să muncesc pentru stat 2-3 zile pe lună? De ce nu-mi face o carte de muncă? De ce nu-mi face și mie undeva să pot să muncesc? Cam atât de am 5 copii. De altfel, județul Buzău ocupa în toamna anului trecut locul 3 într-un clasament național după numărul șomerilor de lungă durată după Dolj și Galați. Mă descurc ca și cum aș fi cu un picior în groapă și cu unul lângă groapă. Așa. Dar atâta timp când nu ești un consumator de alcool, un preferator al restaurantelor și mănânci acolo 3 ouă, o felie de brânză și 5 roși. Ajutorul ăsta social este binevenit? Este binevenit, mulțumesc Dumnezeu. Chiar nu mă așteptam la așa ceva ca statul român poate să ajute un om care nu are vechime multă. Dar funcție mare am avut, dar n-am avut vechime multă decât 14 ani și aproape 15, cu armata, cu securitatea, cu astea. Deci mi-a făcut 1.100 de lei, da, 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 despre asta e vorba, da. În rest, sunt mulțumit ca persoană. Cauzele ar fi nivel de educație scăzut, lipsa unei calificări cerute pe piața muncii, distanța mare față de locurile de muncă disponibile, imposibilitatea dobândirii unei calificări cerute pe piața muncii pentru că au un nivel scăzut de educație. Iar din această cauză, aceștia pot fi înscriși doar la un număr limitat de programe de calificare, în conformitate cu prevederile legale privind accesul la nivelurile de calificare. În total, Buzăul are 7.657 de șomeri, rata șomajului fiind de 5,4%.